în primăveri. Extraordinar, nu sunt fără speranțe femeile astea. De la muncă? De la muncă, grupul de WhatsApp al părinților. Acum vor să cumpere învățătoarei cadou de 100 de zile de la începerea anului școlar. Ce drăguț! Ce drăguț! E o prostie! Nu există an de ajuns, 1 martie, 8 martie, ziua ei, Crăciun, Revelion, Paște. Acum trebuie și 100 de zile. Dar ce e asta 100 de zile? Nu ți-am spus mai devreme, 100 de zile de la începerea anului școlar. Bă, dar și că nu era ideea? Dom'le, e o prostie fără margini. Cum adică? A, știi ce au zis? Că e un fel de stimulent. Cum adică stimulent? Stimulent la ce? Stimulent la prostie. Păi, dar ce? Eu îi cumpăr învățătoarei un cadou pentru că vreau să-i mulțumesc. Nu să o stimulez. Ce, Dragoș învață direct proporțional cu stimulentul? Nu! Și după aceea tot ei se plâng că trebuie să aducă bani la școală. Există câte o deșteaptă din asta și după aceea toate mamele se iau ca oile după ea. Ce distractiv cred că e la ședințele cu părinții, cu tine. Hai că au început acum. Da? Ia. Vai, ce idee originală! Pupice, moticoane! Vă mulțumim! Vă pupăm și vă îmbrățișăm! Hai că ești proastă! Extraordinar! Și acum, știi ce o să fac? O să înceapă să se certe, știi? Că una vrea un cadou, alta vrea un alt cadou, că fiecare se pricepe mai bine la ce cadou se potrivește ocaziei respective. Da, așa. Haideți că trebuie să plecăm la Tușnad. La ce? Tușnad? La Tușnad. Am primit un bilet pentru 3 persoane la Tușnad. Mâine plecăm. Hai. Are 3 persoane. Nu e clar? Eu și încă 2 persoane. E foarte simplu. Da. Mulțumim. Ori voi. Mulțumim. Foarte mult din suflet. Hai, gata cu discuția. Mă duc la coafor, mă pregătesc un pic. Voi să vă înțelegeți, să nu vă prind că vă certați. Ori voi, gata. Ne hotărâm că noi ne înțelegem foarte bine. Mulțumim mult din suflet. Îți dai seama că voi vă duceți prost. Tu te duci și cu ai tăi. Nici vorbă, tu te duci. Că așa am zis eu. Încetați, ce țipați așa că vă aud din cameră, nu pot să-mi văd. Bătușa vrea să plece în vacanță cu unii dintre noi, tu înțelegi? Așa și. Păi și îți dai seama că vă duceți voi, nu? Ba tu! Deci noi nu mergem. Tu nu-ți dai seama că Roxana, nu mergem. Serios, Roxana, te-am deci rugat, voi... te-am implorat, nu mă băga în grupul de WhatsApp. Uite, nu mi-ajung părinții mei de la școală, acum trebuie neapărat să ia și pe părinții lui Dragoș la școală. Bipă e WhatsApp-ul ăsta într-una. Părinți, serios, sunt prea mulți părinți pe lumea asta. Bă, eu nu înțeleg, nu e clar, noi vrem sau nu vrem să mergem cu mătușa, că n-am înțeles, din țipetele voastre n-am înțeles. Păi, Șerbane, tu ești nebun? Un weekend cu mătușa la Tușnad? Noi nu putem să mergem. Eu trebuie să învăț. Trebuie să învăț. Ai de capul tău, acum te-ai apucat să înveți un instrument? Nu acum, dimineață. Și sunt la primele lecții, tu ai renunțat acum? Ai renunțat zi? Te comporți ca un copil. Batu. Hey, stop! Ce se întâmplă aici? Mătușa are un bilet de 3 persoane la Tușnad. Uh-huh. Și asta înseamnă că va merge ori cu noi, ori cu ei. Păi de ce nu se duce singură? Pentru că biletul e pentru 3 persoane, frate meu. E foarte bine, se ducă singură să distreze cât 3 persoane. La urma urmei nu i-a stricat niște mofete. O ce? O să fetele, vadă. Fetele, să rămână mătușă, ce bine că ai venit. Uite, chiar acum noi vorbeam cu cine să meargă la Tușnad. Da, noi vrem foarte mult. Și toți 4 vrem. Dar problema e că între noi doi nu știu cum să facem. Noi avem o problemă foarte gravă acum. La școală, cu școala. Pentru că e o aniversare foarte importantă. De 100 de zile. Și noi am cumpărat un cadou toată doamnei învățătoare și am învățat și un cântec. Pe WhatsApp. Trebuie să-l cântăm, e cu la. Și eu m-am apucat să fac lecții de chitară, să iau și să știi că aș putea spune că merge foarte bine, foarte bine. Ar fi păcat să întrerup acum, Mătușa, dacă ai ști, pe cuvânt, chiar e păcat să întrerup acum, știi ce frumos cântă? Nu cred. Cântă. Mamă, Șerbane, dar tu cânti foarte frumos, Șerbane. Hai cântă. Ia. Nothing gonna change my love for you. We no 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 mala. I love you. And they for me chula. If I think more than you, no. Nothing gonna change my love for you. We no no mala. I love you. One day for me chula. If I think more than you, no. E chiar foarte bine. Bravo. Și știi să o și acordezi? Ce să-i fac? Chitara, știi să o și acordezi pe chitară?
A, scria ceva, în introducere zicea ceva. Dar cine citește introducerea, păcat, nu Marcel? Păcat, mare păcat. Dacă ai fi citit introducerea, ai fi știut că asta nu e chitară, ci e mandolină. Nu e chitară? Mandolină. Cum e mandolină? Nu e chitară asta? Mandolină. Păi cum adică eu am ținut? Eu am crezut că e chitară, eu am comandat chitară, cum e chitară? Mandolină. Păi și ce fac acum? Trebuie să iau de la cap, mă las-o în culo. Am înțeles. Păi eu am învățat chitară și acum... Am înțeles. Știam că o să înțelegi, că uite, mătușa, vezi cum nu poți să... Am înțeles că sunteți niște nerecunoscători, niște prefăcuți și niște mincinoși care încearcă să... Voi! Cum? Da. Dar nu vă e vouă rușine, ce vă închipuiți voi? Că eu am tărâțe în cap, credeți că mi-a luat o minte așa pe câmpuri, că mă aburiți voi cum vreți, cu minciunile voastre, că nici măcar de mințit nu sunteți în stare să mințiți, că aveți tărâțe în cap. Te rog frumos, liniștește-te puțin. Tu nu-mi spui mie când să mă liniștesc, pentru că eu sunt foarte liniștită. Liniștită! Hai să ne liniștim. Am un bilet de 3 persoane la Tușnat. 3 persoane vor merge la Tușnat, că nu o să arunc eu banii pe fereastră. Păi, dar atunci de ce ai cumpărat un bilet de 3 persoane? Trebuiai să iei de o singură persoană. Eu n-am cumpărat nimic, că doar n-am înnebunit să vă fac eu vouă cadouri, weekend-uri la Tușnat. Biletul l-am primit cadou de la Asociația Văduvelor Casnice și Nefericite din Comunism. Ah, păi deci l-ai primit, deci n-ai plătit, atunci n-ai aruncat bani pe fereastră. Și ce vrei? Ce vreți? Să mă duc singură la Tușnat, singură, să zică lumea că eu n-am pe nimeni, că n-am rude, că n-am prieteni. Biletul este de 3 persoane. 3 persoane vor pleca la Tușnat, clar. Gata, ce mâine. Mătușa. Si. Copii. Nu putem să lăsăm singuri pe copii. Sigur că ăsta nu putem. O să te pun la casă dacă rămâne. Sigur că da. Gata! Nepoții cei bătrâni, gata cu minciunile. Copiii, nepoții mei dragi sunt în tabără. De unde știu? Pentru că eu le-am plătit biletul în tabără. Deci, vorbim mult și prost, 3 locuri la Tușnat. În clipa asta, eu mă voi retrage în camera mea. Diseară vreau să mă anunțați în mod oficial cine pleacă la Tușnat cu mine. Ședința se suspendă. Deci noi nu mergem. Nici noi nu mergem. Dacă eu zic, noi nu mergem. Uite, Roxana, poftim. WhatsApp, uite. Bipăie, te uiți și zice, a, o fi ceva important pe grupul ăsta. Și când colo nu, e tatăl lui Vasilică din a șasea care a pus el un smiley face. Vasilică e cu Dragoș în clasă? Nu, e unul de la mine de la clasă. Că aici e un WhatsApp de ăsta cu concursul la limba română și... Asta e gata, știu. Ce știi? Facem concurs. Cine pierde... Merge în vacanță. Aha, cu mătușa. Nu am fost bun deloc la limba română. Nu. Aoleu! Facem concursul pentru oameni mari, maturi. Aha. Concursuri, varde de jocuri și concursuri. De asta, varde, jocuri și concursuri. România câștigă. Eu vă spun că avem de plecat la Tușnat și pe o varde de jocuri. Și o dron. Nu vreți să jucăm? Ne cer mii de scuze pentru neînțelegerile de mai devreme și pentru că vrem să-ți arătăm că te iubim, te prețuim și așa. Am hotărât că o să facem un concurs. Organizăm un concurs și cine câștigă merge în vacanță cu tine la Tușnat. Nu ai spus că cine pierde... Da, șerbane! Că noi vrem să-i arătăm recunoștință mătușii. Da. Normal că cine câștigă merge la Tușnat. Eu nu mai înțeleg nimic. Nu am spus că... Eu am înțeles, eu spre deosebire de Șerbane, am înțeles. Da. Adică cine faceți un concurs, așa, cine câștigă, merge cu mine la Tușnat. Minunat. O să fie superb. Eu am să mă duc acum la coafor, deși nu e cazul. No. Și când mă întorc, decidem cine merge la Tușnat. Tușnat all inclusive! Te iubim, mătuși. Băi, eu n-am înțeles. Până la urmă, cine merge cu el la Tușnat? Cine pierde sau cine câștigă? Normal că cine pierde. Ce compus ar fi ăla în care câștigi o vacanță la Tușnat cu mătușa? Păi, i-ai spus că cine câștigă merge cu ea. Șerbane, dragă, concentrează-te un pic, fii atent la mine. Deci, noi știm că cine va pierde merge cu mătușa, nu? Da. Ea știe că cine câștigă merge cu ea ca un fel de premiu. Eu tot n-am înțeles, e foarte complicat. Cine merge cu ea? Tu trebuie să înțelegi că trebuie să câștigăm.
Da? Atâta trebuie să înțelegi. Okay. Ai înțeles? Victorie. Ai înțeles? Perfect. Victorie. Deci, fii atent cum facem. Două dintre ei, da? Uh-huh. Hai să ne gândim. Ce probe? Ar trebui să fie niște probe, nu? De inteligență. Și de îndemânare. Da, și de forță. Eu vreau de forță. Și muzică. Hai, cerbani! Nu mai țipa, că nu pot să mă concentrez, nu mai țipa! Și... stop! Stop! Pune jos! Bravo! Mă scuzați, sper că e evident că am câștigat, nu trebuie să mai numărăm farfuriile, da? Da, continuați, vă rog. Evident că e evident. Bravo. Da, băi, ți-am spus să pui detergent pe buretele ăla și să dați după aia cu el pe toate farfuriile. Nu să mă speriți de la mandolină. În parte. Mă dor de la lecții de mandolină, nu mai pot, îmi pare rău. Bine, poate că am pierdut o luptă, dar n-am pierdut războiul, da? Cel mai tare înspălat e Marcel, al meu bărbat. Cine merge la tușnat, Hai grijă să nu te tai, ai grijă! Cine, mamă, eu? 56! 57! Nu mai pune presiune pe mine, poți să mă încurajez să mă arăt să pui presiune! 58! 59 și gata. Stop! Victorie! Iubita mea, doamne, ce miroșea ceapă, ce de tare miroșea ceapă! Eu nu înțeleg, cum ai reușit chestia asta? Adică cum? Când o nouă ceapă se naște, tu știi de cine treabă întâi? De mine! Sunt mama lor, mama cepelor! Ce poaia! Asta e soția mea! Taie ceapa cum vrea ea! Șap! Lasă, iubita mea, că tu te pricepi la alte lucruri. Normal. Da. La ce? La cifre. Da, bagă pe coordonate. Tuș, nad. Tuș, nad. Mhm. Ăsta e momentul, Marcel. Pentru momentul ăsta ne-am pregătit toată viața. Trebuie să înfrângem, ai înțeles? Toată viața ne-am pregătit pentru momentul ăsta. Hai, nu chiar toată viața. Te rog frumos, nu-i momentul să facem glume, dar nu-i nimic amuzant. Dacă învingem, dacă câștigăm proba asta, câștigăm un drept, dreptul nostru, noi doi împreună, dreptul nostru, dar nu merge cu mătușa. Gata, am înțeles, împreună putem. Am înțeles, gata, te-ai aprins puțin cam mult, dar da. Te înțeleg să știi, dar da. Nici eu nu vreau un weekend cu mătușa. Așa, haide. Șerbane, să știi că am nevoie de toată forța și de toată concentrarea ta. Păi tu ești sigură că e mandolină, că eu am comandat chitară pe net. Șerban, nu te concentrezi. Șerban, tu vrei să mergem un weekend cu mătușa la tușnat? Nu, exact. Deci trebuie să nu mergem un weekend cu mătușa la tușnat. Gata, te concentrezi. Gata, sunt concentrat. Praf. Îi spulberăm, da? Îi spulberăm. Stai, te-ai aprins-o. Auzi? Cine a avut ideea cu jocul ăsta tâmpit? Eu l-am văzut la o emisiune la televizor, mi s-a părut antrenant. Foarte antrenant, stăm aici de 20 de minute. Băi, mie mi-e foame. Ia cu ceapă. Dana, e a cincea oară când sună, răspunde la telefon, poate-i Dragoș. Nu-i trag niciun Dragoș, e număr necunoscut, nu răspund la așa ceva. Vă rog eu frumos, mai încet, că eu chiar încerc să mă concentrez aici, da? Dana, eu nu mai pot. Te rog, concentrează-te. Ce? Nu mai poți? Foarte interesant. Pe mine nu mă doare nimic. Deci pe mine nu mă doare nimic, dar vreau la baie, fac pipi. Șerban, nu te concentrezi. Și te rog frumos, gândește-te la altceva. La tu ce? Nu cedezi cu niciun chip, ai înțeles? Nu cedezi! Gândește-te la un pârâiaș. Frate meu, te mănâncă. Da, imediat. E pentru tine. Normal că e pentru mine, că e telefonul meu. Am crezut că e Dragoș care sună de pe alt telefon. Nu mai încerc să mă concentrez. Băi, șt, alo, da. La telefon. Oh, da, am văzut mesajele de pe WhatsApp și n-am răspuns pentru că n-am avut timp. Incredibil. Da, în legătură cu asta, să știți că nu, eu nu o să dau bani pentru cadou de 100 de zile. Nu, am zis că nu vreau să dau bani, nu că nu am bani. Am bani, dar nu vreau să dau bani. Știți de ce? Pentru că e o prostie și iertați-mă că vă spun, dar vă spun așa în față, la telefon, că e o prostie. Și oricum și grupul ăsta de pe WhatsApp este o prostie. Și noi râdem, eu cu rudele mele, râdem de fiecare dată când scrieți tâmpenii pe el. Ia uitați!
Vedeți, vedeți? Hai, la revedere! Wow! Deci chiar tu chiar ai zis că nu-i dai bani. Da, era timpul ca un părinte să se comporte ca un adult. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Concentrează-te, mă, dacă îți spun, nu cedezi. Dar nu mai pot, fac explozie. Ce faci? Ajung puțin concurența să piardă. Aha, deci tu joci murdar, da? Chiar crezi că asta e o idee bună? Nu îndoiesc. Te rog frumos, ajută-mă. Dar hai să renunțăm amândoi. Hai să renunțăm amândoi și duc ele proba până la capăt. Mai pot, eu mai pot. De ce nu mă? Cum nu se poate? Nu suntem bărbați. Nu suntem solitari în momente din astea. E vorba de Pipi. Pipi. Nu mai pronunța Pipi, că mă ia și pe mine. Hai, te rog frumos, te rog. Te rog. 2, 3 și... 2, 3 și... Ce? He? Se pare că am rămas doar noi două. Da, și eu nu cedez. Ia, auzi, nu cedează. Află că pentru mine chestia asta e floare la ureche. Eu le-am spus lor că nu dau bani pentru cadou de 100 de zile. Deci pot să stau aici 100 de ani. Te văd. Să te văd. Mai poți? Da. Missed me. Mai poți? Aproape pierdut. Este prea puțin, a e prea mult în veche, tenișoară, domnișoară. Stele peste când zboară cliparii pe ușoară și pe ceasul mă coboară peste flori. Se face săr, domnișoară. Ha? Cum e? E mult mai bine. Mi-am luat partitură pentru mandolină. Eu când eram micuț am învățat să cânt la fluier. Și știi ce se spune? Că dacă înveți să cânti la un instrument, poți să cânti la toate instrumentele. Adică dacă tu înveți să cânti la trompetă, o să știi să cânti și la pian? Evident. Ha, fetelor mai durează mult? Băi, eu nu renunț. N-are decât să renunțe Roxana. Ei, ia cască, ți-a renunțat tu. Sau Cristu! Păi ce, eu nici nu mai simt picioși. Dacă nu mai simt, înseamnă că nu mă doare. Și dacă nu mă doare, pot sta așa până când îmbătrânesc. Da, eu nu mai simt nici piciorul, nici mâna, dar sunt dispusă să stau aici să mă uit la tine cum mă îmbătrânesc. Ha, să te văd. Băi, Șerbane, mi-e foame, dă ceva de mâncare. Nu, eu studiez, nu pot acum. Chiar așa, iubi, vrei ceva de mâncare? Nu, că adorm. Foarte bine, ținte tare. Opa! Mamă, ce m-ai speriat! Serenata mică de la luna, bucurați-vă, ingraților! Nu știu cum am atâtea resurse și rezerve de bunătate, bunăvoință, blândețe și răbdare în mine să suport prezența unor persoane medioacre. Dă. Știi cum e cu concursul? Păi... Cine câștigă? Ce faci? Băi, nu! Dar ai câștigat o vacanță la Tuzla! Cum așa, felicitări, am câștigat! Bravo, bravo, să câștigă o bară! Nu înțeles nimic! Nu înțeles nimic! Nu mai câștigă de picior! Ești câștigă mai mințit în arcă, că nu-i corect! Nu e perdele, nu-i corect! Gata! Gata, fără supărare, pace, între două dobitoace. S-a rezolvat, nu mai sunt concursuri, nu mai sunt motive de supărare. Un prieten al meu, Virgil, din turnul Măgurele, mi-a făcut rost de bilete. Vom pleca toți cinci la Dușna! Da, la Dușna e viața mea. Vino încoace, feliuța mea iubită, că nu mai pot. Stai! Ce crezi tu că faci aici? Mănânc pani. Băi, aveam niște suplimente nutritive de alea de ciocolată vegetală, niște batoane de slăbit așa de delicioase și nu mai sunt, le-a aruncat pe toate. Bravo, și eu aveam niște salam de Sibiu jos în cutie. Crezi că mai e? Nu mai e. Să vedem ce... Acolo nu e micul dejun. N-ai ce să cauți acolo. De aici ce-ți alegi micul dejun? Ai uitat? Banane. Nu, nimic. Fructe. Uite, aici micul dejun, ia. Fructe? Mhm.
Cum să salvezi eu lumea dacă eu mănânc fructe la micul dejun?